Bibi este în doliu. Artista a pierdut pe cineva drag. În urmă cu puțin timp, Bibi a pierdut pe cineva drag, iar inima ei este sfâșiată de durere. Artista trece acum prin momente cumplite și abia face față situației dificile. Anunțul despre deces a fost făcut chiar de vedetă pe rețelele de socializare personale. Bibi în doliu artista a pierdut pe cineva drag. În urmă cu puțin timp, cățelușa lui Bibi, Daisy, s-a stins din viață, iar artista trece acum prin momente foarte grele. Cântăreața a anunțat pe Instagramul personal că animalul ei de companie a murit și a scris un mesaj emoționant, alături de câteva videoclipuri cu cățelușa ei. 1. Mi-am luat rămas bun de la câinele meu din copilărie. Te iubesc pentru totdeauna, Daisy. O parte din mine a plecat cu tine. Te iubesc și îți mulțumesc că mereu mă făceai să zâmbesc, îngerașul meu. A fost mesajul transmis de artistă pe Instastory. Artista și-a achiziționat un pendou lux. La vârstă de 20 de ani, Bibi are deja propria mașină, dar și propria locuință. În urmă cu câteva săptămâni, artista a susținut faptul că are casa visurilor sale și, cu atât mai mult, locuința, un pendou lux se află într-o zonă bună din centrul capitalei. Este casa pe care eu am visat-o de mică, întotdeauna mi-am dorit un pendous, este o casă uriașă. Nu o să spun niciodată prețul, e o sumă foarte mare. Oamenii nu cunosc munca care e în spate și oamenii judecă că uite-o și pe asta câți bani are. Da, dar ca să am casa asta și banii ăștia am lucrat, muncesc de ceva timp și trac. Am luat-o cu bani cash, Casa asta a reprezentat multă muncă și o ambiție de-a mea, un lucru pe care eu am vrut să-l am. Casa asta este casa visurilor mele. Și prima mașină am luat-o din banii mei. Dar nu sunt eu genul să mă laud, că am dat pe mașina asta 300 de mii de euro, că am dat pe casa 500.000 de, de euro, a mărturisit Bibi în podcastul Detectorul de Minciuni.